6 inclusiv. Subtitlul acestui text se numește Despre judecățile aspre, bârna și paiul, lucrurile sfinte. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căți cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritalele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frații surori, textul acesta pentru duminica aceasta, pentru timpul de dimineață, nu l-am ales eu, ci cultul pentecostal. Știți că am primit acel calendar și în acel calendar, pentru ziua de astăzi, a fost acest text ales. Și am spus, Doamne, rugându-mă înaintea Domnului, am spus, Doamne, mă rog, ca tu să-mi dai un cuvânt, nu numai pentru frații mei ci și pentru mine, nu numai pentru cei care suntem aici, ci și pentru cei care ne ascultă. Și nu aș vrea ca eu să vorbesc, fraților. și soror, pentru că dacă aș vorbi eu, pot să spun și eu foarte multe. Dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, care este prezent în această zi, să ne vorbească fiecare inimă din parte. Pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu ne vorbește, Duhul lui Dumnezeu transformă, schimbă, dă puteri noi ca să înfăptuim ceea ce vrea el. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această zi. Amin. După cum vedem, acest text se află în uh, cunoscutul nume, să zic așa, de de uh, creștinătate, cuvântarea de pe munte. În acest uh, în această cuvântare de pe munte se află capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7 din Matei, în care Domnul Isus a învățat și a dat niște învățături foarte bune pentru apostoli și pentru cei care au fost acolo. Unii teologi spun că această învățătură a fost adusă în mai multe etape, pentru că uh, sunt foarte multe subiecte și poate foarte grele subiecte pentru un, o singură cuvântare. Poate au fost mai multe cuvântări într-o zi sau dar nu vreau ca să rămân la aceasta, vreau ca să să vedem exact ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce este scris, acest lucru rămâne și este pentru învățătura noastră. Dacă putem să privim în aceste cuvântări de pe munte, Dumnezeu ne trimite nouă niște principii dumnezeiești prin care noi ar trebui ca să trăim într-o neprihănire care Dumnezeu ne-o cere. Și eu cred că lucrul acesta, frați și surori, toate învățăturile care au fost date în, în Cuvântările de pe Munte sunt niște învățături care se aplică și în zilele noastre. Chiar dacă au fost aduse atunci, vedem că aceste învățături se aplică și în zilele noastre. Și nu vorbesc pentru oamenii din lume, ci vorbesc pentru noi ca și creștini. Aceste învățături, adică că cel mai important este ca noi să. Avem credință în Dumnezeu, în, în ceea ce El ne dă. Și dacă privim în Galatela, capitolul 2, și o să-L rog pe fratele lui să mă ajute. Galaten, capitolul 2, versetul 20. Cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. Ăsta era, într-un fel, scopul principal care, prin care Domnul Iisus Hristos a adus această învățătură. Și al doilea punct este ca, prin Duhul lui Dumnezeu, să putem ca să aplicăm aceste învățături în viețile noastre. Și în, Roman capitolul 8, de la versetul 2, vreau să dau citire. Roman capitolul 8, de la versetul 2, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească și, țin... și trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim după nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului și umblarea după lucrurile firii pământești este moartea pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este și împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, dacă este supus morți din pricina păcatului, dar Duhul vostru este vriu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci tot cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Asta a vrut, de fapt, Domnul Isus Hristos să ne învețe. Că trebuie ca să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această zi, frați și surori, să fim călăuziți din toată inima. Dacă privim în textul care l-am citit, este un text care ne vorbește despre judecată. Și privesc la acest text și văd că este de așa de mare, așa de mare importanță în viețile noastre. Vedem vremurile care le trăim. Și nici nu are rost ca să discutăm foarte multe, vedem că lucrurile acestea, judecata aceasta, care nu ar trebui ca să fie, Totuși, în bisericile noastre, în, știu eu, în viețile noastre de creștini, există. Și -am, am vrut ca să văd un pic ce înseamnă, de fapt, a judeca. Pentru că vreau ca să pornim de la punctul acesta să înțelegem ce înseamnă a judeca. În Dicționarul Explicativ al Limbii Române, a judeca înseamnă aș forma o opinie despre cineva sau ceva, examinând argumentele, luând în considerare împrejurările, a discerne, a chipzui, a considera sau a socoti drept. Eu cred că lucrul acesta trebuie ca să-l facem noi. A socoti drept. Pentru noi, ca și copia lui Dumnezeu, nu trebuie ca să uh, avem o balanță dublă sau să avem o fațetă dublă, ci ca să socotim lucrurile tot timpul drept. Dacă privim în. Uh... Domnul Iisus Hristos, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos că avea darul acesta de a arăta greșelile oamenilor fără ca să-i mustre. Cine a fost atât de bun ca și el, frați și surori? Dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu și totuși dacă vedem că Tatăl sau Dumnezeu Tatăl i-a dat în mâna lui tot ceea ce ține de judecată, să judece, și în cuvântul lui Dumnezeu privim la Ioan capitolul 2, versetul 22. Ioan capitolul, Ioan capitolul 5, pardon, versetul 22. Cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Și Văzând așa lucrurile, îl vedem pe Domnul Isus Hristos că, în fiecare exemplu, El a încercat ca să nu judece. Și dacă privim în Cuvântul lui Dumnezeu, la Roman, capitolul 9, versetul 23, noi, ca și copia lui Dumnezeu, niște oameni. Și Cuvântul Domnului spune în felul următor: versetul 22, și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Și în paranteză aici scrie despre noi vorbesc. Frații și suror, noi niște vase ale îndurării, niște vase care Dumnezeu s-a îndurat de noi, Oare noi am avea dreptul ca să judecăm? Mă gândesc că de multe ori, noi, ca și copia lui Dumnezeu, în loc ca să lăsăm pe Dumnezeu, și exact așa se numește titlul acestui text din calendarul, calendarul cultului despre judecata aproape lui: Să lăsăm pe Dumnezeu, pe Dumnezeu să judece. Oare vedem că a judecat aceasta, pune amprenta și de multe ori se întâmplă așa de multe lucruri groaznice în biserici din cauza judecății. Oare Dumnezeu ne-a chemat la lucrul acesta să judecăm noi? Și vreau ca să privim mai departe și să vedem dacă Dumnezeu ne-a chemat la lucrul acesta. Noi am fost niște vase al îndurării. Dumnezeu s-a îndurat de viețile noastre. Ne-a schimbat, ne-a transformat. Noi nu am avea dreptul la lucrul acesta. să judecăm pe frații noștri. Să vedem, să ne spunem noi opiniile. Și mă bucur foarte mult că Parcă și cuvântul care l-a citit fratele Marian și fratele Robert, exact despre lucrul acesta, dacă priviți acolo în psalmul 101, în psalmul 67 care s-a rostit, acolo zice că să nu clevetești, să nu judeci. Dumnezeu este cel care judecă. Și m-am bucurat foarte mult când am văzut că Duhul lui Dumnezeu lucrează și ceea ce vreau să aduc înaintea Bisericii este un lucru din partea lui Dumnezeu despre judecată. Și mă bucur foarte mult, frați și surori, că Dumnezeu ne cercetează. Dar spunea și fratele Marin un lucru. Acum depinde de fiecare în parte. De fie, depinde de fiecare în parte dacă vrem să acceptăm Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrem ca să îl acceptăm și să-l aplicăm în viețile noastre, sau să trecem pe lângă și să spunem, lasă că cuvântul ăsta nu-i pentru mine, e pentru fratele cu tare. Și de -am și judecat. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne ajute. Dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, oare de ce Dumnezeu, Domnul Isus Hristos a adus această învățătură? Domnul Isus a adus această învățătură pentru că el știa ce este în om. Și încă de la începutul cuvântului lui Dumnezeu în Geneza la capitolul 6, versetul 6, Cuvântul Domnului, voi citi și versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Vedem că pornirile omului sunt niște porniri rele. De aceea este atât de important ca să avem discernământ din partea lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Atât de important este pentru noi ca și Biserica Pentecostală să avem puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, ca să poată, ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne, să ne spună în momentele în care noi avem de gând să judecăm ceva. Frații și surori, Duhul lui Dumnezeu este așa de sensibil. Dacă ascultăm susurul acela blând care ne-l spune, 100% nu vom trece peste. Vom putea ca să ascultăm vocea Duhului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În Psalmul 139, care l-a citit și fratele Marin. Unde voi fugi departe de fața ta? Unde vom mă voi ascunde? Noi nu putem ca să ne ascundem, pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Dumnezeu cunoaște fiecare gând. Noi putem ca să ne vedem la înfățișare, putem să vedem lucrurile de exterior, dar Dumnezeu cunoaște fiecare gând în parte. De aceea judecățile care le avem în gând alea nu putem ca să le nu știm, dar Dumnezeu cunoaște fiecare și Dumnezeu să ne ajute în această zi să ne lăsăm de lucrurile acestea. În acest text, Domnul Iisus Hristos condamnă disprețul. Și în versetul 1 și versetul 4, cuvântul Domnului spune Nu judecați ca să nu fiți judecați. Sau cum pot zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău. Vedem că fiecare om în parte e un foarte bun diagnostician sau profesor de marcă în sensul acesta. Noi știm foarte bine ca să mergem la frații noștri și să spunem, frate, uite așa, uite așa, uite, trebuie să faci așa, când colo ar trebui prima dată ca să ne uităm la viețile noastre. Și de fapt atunci când noi judecăm, defăimăm sau vorbim de rău sau subrape, subapreciem persoanele acelea. Uh, și aceste lucruri fac parte din firea pământească. Și uh, omul face lucrul acesta și am notat aici niște lucruri. De ce face omul lucrurile acestea? De ce judecă? Primul lucru care îl face, îl face din cauza că este egoist. Se iubește numai pe sine, ține totul pentru el. Al doilea lucru, pentru că este mândru nimeni să nu fie ca nimeni, ca mine, toate reflectoarele să fie îndreptate înspre mine. Un alt lucru, frica. Adică teama de a nu fi declasat sau devalorizat. Și un alt punct care l-am notat aici, că n-ar trebui ca să judecăm după înfățișare, ci să judecăm după dreptate. Și în Ioan, capitolul 7, versetul 24, Cuvântul Domnului ne spune în felul următor. De aceea Ioan capitolul 7, versetul 24. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Aceasta ne cere, frați surori, Dumnezeu Poate că noi de multe ori privim, sau când vine un om în biserică, sau când îl vedem la locul de muncă sau undeva, primul lucru care facem, partea vizuală. O, oh, fratele ăsta a intrat în biserică atât de mândru, deci ăsta e un om, nu cred că se poate lucra cu el. Și eu nu cred că nu ați trecut prin asemenea momente. Eu unul pot să vă spun că am trecut și se prea poate ca să mai trec. Dar mă rog ca Dumnezeu să mă ajute și să Stârpesc acest lucru, această judecată, pentru că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Și vreau ca să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Un om care le împlinește pe toate lucrurile astea. La, Ioan, la Luca, capitolul 18, vedem aici un un, un fariseu. Luca capitolul 18, de la versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta, pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au sui la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine, astfel. Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, Căci oricine se înalță, va fi smerit. Și oricine se smerește, va fi înălțat. Frații și surori, acest exemplu de fariseu, oare s-a întâmplat în viețile noastre vreodată ca să gândim, poate un punct din ceea ce le-am rostit? Așa? Dacă cumva s-a întâmplat, ne putem ruga înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare. Și să nu mai facem lucrurile acestea. Pentru că vedem... Egoismul, mândria, frica pentru lucrurile acestea ne despart de frați și ne despart de Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu să ne ajute. Isus amintește una din regulile de aur în ce privește judecata aproape lui. Și în versetul 2: Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Asta e regula de aur. Așa cum facem, așa ni se va face. Și vreau să vă aduc înaintea dumneavoastră un exemplu, ca să fie cât mai, mai clar. Un tată împreună cu copilul său s-au dus pe un munte și la un moment dat s-au oprit să facă o pauză, și după ce au servit masa împreună, tatăl a dormit acolo și copilul, foarte bucuros de ceea ce vedea, de flori, de lucrurile care le vedea în jur, a început să se depărteze puțin de de tatăl său și a început ca să cânte o melodie. Și în momentul când, când a început să cânte acea melodie, se auzea că cineva îl, îl cânta după el. La un moment dat s-a oprit din cântat și după aceea a început din nou să cânte și iar a auzit acea voce, că el, cineva cânta după el. El, supărat, a început ca să îi vorbească foarte urât. Și a început să vorbească urât și aceleași cuvinte veneau înapoi și spuneau exact același lucru, ceea ce vorbea urât. S-a dus la tatăl său, plângând, și a spus, tată, vreau ca să vii cu mine și să-l cerți pe copilul ăla care mă îngână și tot spune după mine. Și tatăl și-a dat seama de ce se întâmplă și l-a luat pe băiețel, s-a dus acolo unde era și în momentul acela i-a spus tatăl, uite, acum spune niște cuvinte frumoase, și în momentul în care a spus niște cuvinte frumoase, cuvintele acelea frumoase au început ca să vină înapoi către el. Și atunci s-a mirat copilul de lucrul acesta și a explicat tatăl că de fapt este ecoul care venea de pe muntele celălalt. Și ce vrea să spun cu lucrul acesta? Faptul că dacă vorbești frumos, frumos ți se răspunde. Sau dacă vorbești urât, urât ți se răspunde. Exact așa este și în viață. Faci bine, bine găsești. Faci rău, rău găsești. Acest lucru putem ca să îl vedem și dacă vedem și în cuvântul lui Dumnezeu, că poate de multe ori ne asemănăm cu acest copil. Poate cu noi, ne uităm la noi și ne vedem foarte buni. Dar de multe ori poate suntem așa de aspri cu ceilalți din jurul nostru. Și avem în Sfânta Scriptură exemple. Și vreau ca să vă aduc câteva exemple de un om care pe el se vedea bun, dar pe ceilalți o trebuie să-i condamne. 2 Samuel capitolul 12 de la versetul 1. Cu toți îl cunoașteți pe David? 2 Samuel capitolul 12, versetul 1. Domnul a trimis pe Nathan la David și Nathan a venit la el și a zis: Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușă pe care o, mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din aceeași pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata, lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de oi boi lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan, Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi patru miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Nathan a zis lui David, tu ești omul acesta. Vedem că David, după ce a a greșit înaintea lui Dumnezeu, a făcut acel păcat. Și când vine cineva ca să judece, poate ca să judece aspru, dar pe el să nu se judece aspru. Oare nu se întâmplă și lucrurile acestea în viețile noastre? Se întâmplă, frați și surori. Și de multe ori se întâmplă că judecăm noi aspru și vedem că judecata aceea se întoarce înapoi față de noi. Un alt exemplu care vreau ca să-l aduc înaintea dumneavoastră, în Estera, capitolul 5. Estera, capitolul 5. Îl vedem pe acest Haman. Nevasta sa, versetul 14, capitolul 5, versetul 14. Nevasta sa, Zereș, și toți prietenii lui i-au zis, să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți. Și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la, ospățul, la ospăț cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească spânzurătoarea. Și dacă vedem în versetul 10 din capitolul 7: Și pe cine au spânzurat acolo? Și au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu și mânia împăratului s-a potolit. Exact în acest caz, la fel. Acest aman a făcut uh, această spânzurătoare pentru Mardoheu când colo s-a întors această judecată care a avut-o. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ca să nu fim oamenii aceia ai judecății, ci să fim oamenii care caută pacea, care caută apropierea de Dumnezeu, care caută acceptarea, care caută dragostea, care caută iubirea. Avem nevoie, frați și surori, în vremurile acestea. Vedem că se luptă atâta de, de, de mult diavolul ca să ne facă să ne dezbinăm unit față de ceilalți. Și cum face lucrul acesta? Prin judecată. Și nu pot să spun prima dată că judecata, prima judecată care ar putea să vină, îi la nivelul minții, ceea ce noi nu vedem. Dar Dumnezeu vede și Dumnezeu să ne ajute ca să nu mai judecăm. Învățătura lui Domnului Isus Hristos din acest text care l-am citit este 1. Cercetarea personală. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Isus ne numește niște oameni fățarnici, prea făcuți, falși, lipsiți de sinceritate, dar când realizăm că suntem păcătoși, dacă cumva avem pietre în buzunare, pietrele judecății, le aruncăm. Și în cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan, capitolul 8, avem un exemplu, când o femeie este adusă înaintea Domnului Isus, a fost prinsă în preacurvie. Și vreau să dau citire de la versetul 1. Isus a dus la muntele, Ioan capitolul 8, versetul 1. Iisus a dus la muntele măslinilor. Dar dizemii dimineața a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în prea preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea prea curvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l spitească și să-l poată învinui. Dar Isus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat, ridicat, în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Un alt exemplu, frați și surori, în care oamenii, cu toate că au fost farisei, au rămas totuși străpuși în inimile lor de cuvintele acestea care le-a spus Domnul Iisus. Cine nu are păcat să arunce primul cu piatră. Acum vă întreb ca pe niște oameni maturi. În această săptămână ați avut momente în care ați judecat. Eu pot ca să ridic mâna și să recunosc că am judecat. Am avut aceste pietre, dar mi-am cerut iertare înaintea lui Dumnezeu. Și avem nevoie de lucrul acesta. Frații și surori, credeți-mă, poate că e un lucru așa de mărunt pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu, acest lucru, judecata, dar face ravagii în familii, în biserici, între slujitori, între frați, între frați de corp, face foarte mari ravagii. De aceea, Dumnezeu să ne ajute. Tot timpul, când există, să luăm lucrul acesta, cercetarea personală, să nu-i mai cercetăm pe alții. Putem să vedem în Cuvântul lui Dumnezeu ceea ce este foarte important și ceea ce avem noi ca să ne cercetăm. Cum putem ca să ne cercetăm? Avem Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul Domnului ne spune la Evrei, capitolul 4, versetul 12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte Sufletul și Duhul. Încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Vedeți ce frumos este? Avem Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii din lume nu știu lucrurile acestea. Dar noi avem Cuvântul lui Dumnezeu și ne putem cerceta în, cuvântul, în, script, în Sfânta Scriptură să vedem, Doamne, cum este viața mea? Am o viață trăită cu tine? Am o viață bună? Judec eu. Și veți vedea, frații și surori, câte exemple sunt în Cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Un alt lucru care ne învață Domnul Iisus Hristos în acest text, pe lângă cercetarea personală, curăția personală. La versetul 5, cuvântul Domnului spune, Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Aici Domnul Iisus Hristos ne spune de curăție, adică trebuie noi să facem lucrul acesta. Scoateți din ochi Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de sfârșit. Și dacă vedem aici cuvântul lui Dumnezeu fățarnic, înseamnă lipsit de sinceritate, fals, prefăcut, viclean, cu două fețe sau duplicitar. Poate de multe ori, cum am spus, vrem să facem ordine în familiile altor frați, dar la noi în familie îi dezastru. Sau poate că vrem să ajutăm pe cei din biserica noastră, vrem să facem niște lucruri, dar când în viața noastră îi dezastru. Și poate că exemplele pot ca să continue și avem o grămadă de exemple, dar Dumnezeu ne cere niște lucruri. Ne cere să ne cercetăm personal și să ne pocăim. Asta e singurul lucru care îl cere Dumnezeu, să ne cercetăm personal și să ne pocăim. Și în Romani, capitolul 2, de la versetul 1, vreau să dau citire, Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Și fiți atenți aici. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cum pietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare oia după faptele lui, și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine va face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Dragi și surori, este atât de clar în textul acesta: noi nu avem voie să judecăm. Să lăsăm pe Dumnezeu să judece. El judecă cel mai bine. El judecă perfect. Noi poate că de multe ori putem să facem greșeli enorm de mari, dar Dumnezeu este cel care poate să judece cel mai bine. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Domnul Isus nu ne ia dreptul de a judeca lucrurile, ci din potrivă ne obligă să cercetăm și să analizăm anumite lucruri. Și se întâmplă în cuvântul lui Dumnezeu și chiar vreau, vreau să dau citire că există niște principii clare în Biblie. De exemplu, când trebuie să fie aleși niște slujitori, îți aduși înaintea bisericii și biserica alege. De exemplu, în 1 Timotei capitolul 3, de la versetul 2 la versetul 10. 1 Timotei capitolul 3, versetul 2 la 10. Adevărat este cu dar, versetul 2, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană bărbatul unei singure, unei, singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cărmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserică lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de o cară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mărșaf, mâr ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Frații și surori, în momentele acestea, noi trebuie ca să ne punem în, în, în lumina Sfintei Scripturi și să vedem oamenii care sunt aleși, oare sunt buni, sunt răi? Și lucrul acesta ne dă dreptul ca să judecăm. Noi alegem lucrul acesta. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să alegem bine, pentru că de, de câte ori a fost biserica scăpată de oameni care au avut discernământ din partea lui Dumnezeu. De câte ori biserica lui Dumnezeu a fost scăpată de oameni care poate au vrut să aducă o învățătură nimicitoare pentru viețile noastre. Dumnezeu își apără lucrarea, slăvit să fie Domnul. În Matei, capitolul 7, versetul 15, cuvântul Domnului zice, Păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupropitori. Îi veți cunoaște după roadele lor, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Lucrurile acestea putem ca să le judecăm noi. S-a întâmplat și un caz în biserica noastră, cred că anul trecut, când a venit un frate care a cerut bani. Era fratele orb. Și când colo, el trăia o viață de nelegiuire. Dar slăvit să fie Domnul că am avut oameni cu discernământ, oameni care au știut, au judecat bine și au știut că omul acesta nu este din partea lui Dumnezeu. De aceea este atât de important ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să cercetăm toate lucrurile și în mod special să, să cercetăm toată învățătura care este pe piață, pe YouTube, pe internet, toate lucrurile acestea, pentru că sunt și învățături nimicitoare pe care pot să ne ducă pe noi într-o într chiar și în pierzare sau într-o uh, erezie, să credem o minciună. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Voi da citire până la și versetul 22. Și cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Asta ne cere Sfânta Scriptură. Pentru că de multe ori pentru noi este mai ușor ca să iei telefonul, să pui o predică, să asculți un mesaj sau pe telefon, în loc să vii aici în casa lui Dumnezeu, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Sau poate în timpul liber, când suntem acasă, mai ascultăm predici, mai ascultăm mesaje, mai ascultăm, ascultăm poate podcasturi. Dar se pot strecura învățături. De aceea Dumnezeu ne cere să cercetăm să cercetăm și să fim oamenii care caută uh, lucrurile sfințeniei. Lucrurile care ne ajută ca să putem, ca să fim oameni fără prihană. Dumnezeu să ne ajute, frații și surori. Cred că subiectul acesta legat de, de judecată este un subiect foarte vast. Se poate vorbi foarte mult din el. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, în mod special biserica noastră, să fim oameni care să lăsăm pe Dumnezeu să judece. Pentru că de multe ori s-a întâmplat că am judecat noi și am judecat greșit. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și vreau ca să, să termin acest mesaj cu un verset din Roman, capitolul 14. Roman, capitolul 14, versetul 13. Cuvântul Domnului ne spune în felul următor. să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați ca să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Cred că ăsta ar trebui să fie principiul pentru care tre la care trebuie să luăm. Să nu ne judecăm unii pe alții, ci să căutăm să acceptăm, să iubim, să... Exact cum zice în cuvântul Domnului, să nu fim o pricină de potignire sau o piatră de potignire pentru cei din jurul nostru, pentru frații noștri. Pentru că eu asta îmi doresc și eu cred că asta vă doriți. Toți care suntem în acest loc să ajungem acolo, în Canaanul Ceresc. Și asta îmi doresc, frați și surori, ca să fim cu toți acolo, să ne întâlnim acolo și să-L slujim o veșnicie întreagă pe Domnul Isus. Dar pentru aceasta avem nevoie încă de Momente de curăție, momente de disciplinare, momente în care să realizăm că ceea ce facem nu facem pentru oameni, nu facem pentru poziție, nu facem pentru alte lucruri, ci facem pentru dragostea care ne-a arătat-o Dumnezeu, eu arătam înapoi acea dragoste. Mă rog ca Dumnezeu să ne întărească, să ne dea putere și să ne dea înțelepciune să nu mai judecăm. Amin. Dragi și surori, ni se revine datoria.